Lăudat să fie Domnul! Dragi oameni ai lui Dumnezeu, suntem din nou împreună prin îndurarea lui Dumnezeu care ne-a dat viață, ne-a dat sănătate, ne-a dat minte întreagă și am revenit în întâlnirea acestor zile de conferință pe care, prin bunăvoința lui Dumnezeu, Biserica Rugul Aprins le-a organizat. Vreau să felicit bisericile care creează întâlniri de creștere spirituală, de trezire, de reformă, de apropiere de Dumnezeu. Întâlniri de genul acesta ne motivează, ne împing înspre cruce și ne fac bine pentru suflet, pentru că zilele și anii trec și ne apropiem de momentul în care vom pleca să primim răsplata pentru ce am lucrat. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Am apreciere pentru biserica organizatoare, pentru fratele Ciprian, pentru biserica în sine, pentru celelalte biserici, pentru dumneavoastră toți care ați făcut efort să veniți aici, mai de aproape sau mai de departe. Îi apreciez pe liderii acestei biserici, pe fratele Vasile, pe fratele Oniță, pe toți ceilalți lucrători, diaconi, care au venit de peste tot. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru pasiunea pe care o aveți, pentru viziunea pe care o aveți. Mă rog lui Dumnezeu să vă păstreze în harul Său, să vă împrospăteze viziunea, să vă dea Dumnezeu har în slujire, în predicare și în conducere, pentru ca mișcarea aceasta, biserica aceasta, să fie călăuzită de Dumnezeu în continuare, cel puțin cât a fost călăuzită până aici. Domnul să fie binecuvântat! Pentru mine și pentru fratele Dorin sunt zile frumoase petrecându-le cu dumneavoastră și repetăm faptul că ne bucurăm de cinstea pe care ne-ați acordat-o ca să ne invitați și să vă fim alături în frumusețea părtășiilor de aici, de la Londra. Zilele trecute, cu ajutorul lui Dumnezeu, încercând să mă așez în contextul acestei întâlniri și al scopului ei, am încercat să spun câte ceva, socotind că este de folos pentru noi toți care ascultăm cuvântul și noi știm că nu vine de la om atunci când este reafirmat din Biblie, ci vine de la Dumnezeu. Am încercat să vă spun câte ceva. În seara aceasta va fi o seară de concluzii și de asemenea ne rugăm lui Dumnezeu pentru o hrană proaspătă și bună pentru sufletul nostru. Aș vrea să vă aduc aminte că miercuri am vorbit despre diferențele dintre soți și încercam să subliniez că diferențele există în favoarea unității, însă toate acestea devin o problemă atunci când ele se unesc cu indiferența sau atunci când tratarea lor este făcută de oameni imaturi care, datorită egoismului lor, se uită la ei, nu la aproapele. Cândva am auzit despre o persoană care a avut un vis. Nu știu dacă este adevărată sau imaginară întâmplarea asta, dar se zice că în visul acesta, persoana care a avut visul a fost dusă în cer ca un răspuns la un zbucium sufletesc pe care îl avea cu privire la iad și la rai. Și Dumnezeu a îngăduit să-i dea un răspuns printr-o înșiruire de imagini în visul pe care l-a avut. Și prima oară a dus-o Dumnezeu în iad. Și acolo a întâlnit oameni care stăteau la masă și fiecare avea în mână câte o lingură cu care urma să mănânce. Dar lingura era foarte lungă încât nu putea, după ce lua mâncarea, să o bage în gură, că era mai lungă decât mâna și partea cu mâncarea era undeva în spate. N-ai putea să mănânci cu o lingură cu o coadă foarte lungă. Dacă e mai lungă decât mâna, nu mai poți să o duci la gură. Și oamenii aceștia mureau de foame unul după altul, în ciuda faptului că mâncarea era pe masă și ei aveau în mână o lingură. Îngerul a luat persoana de mână și s-a dus în rai. Acolo a întâlnit aceeași masă, a întâlnit alți oameni ca și cei din iad și oamenii aceștia aveau lingurile la fel de lungi, numai că ei arătau roșii la față, sănătoși și foarte bine dispuși. Și persoana respectivă l-a întrebat pe înger: poți să-mi spui care este diferența? Și îngerul i-a spus: diferența este simplă. În rai, nimeni nu mănâncă personal,
ci fiecare ia mâncare și îi dă celuilalt, iar dacă lingura e prea lungă, îi spune, dă-te un pic mai încolo, că se poate muta. Eu nu pot să mut capul să-l dau mai într-o parte sau mai în alta, dar dacă vreau să-l hrănesc pe fratele Vasile cu o lingură lungă, îl pot hrăni. Și dânsul mă hrănește pe mine. Oamenii care merg în rai sunt oameni altruiști, iubitori, sunt oameni buni, sunt caracterizați de milă, de înțelegere, pot lucra în echipă, ăștia pot lucra în echipă și cu nevasta, și cu pastorul, și cu dirijorul, și cu ușierul, și cu toată lumea, pentru că este un om care caută pacea, este un om plin de iubire și și-a concentrat viața să o pună în slujba altora. Miercuri seara am încercat să vorbim despre aceste diferențe și de asemenea, să vorbim despre responsabilitățile soților în ciuda acestor diferențe. Și spuneam că iubirea soției este misiunea soțului, iar supunerea și respectul acordat soțului este misiunea soției. Deși nu este pentru nimeni ușor să se supună, neasumarea responsabilităților sau tratarea cu nepăsare conduce la conflicte, iar conflictele nerezolvate conduc la ceartă și așa mai departe. Dacă vă mai aduceți aminte, aseară am vorbit despre riscuri, riscurile soților. Și vorbind despre riscurile soților, pomeneam imaturitatea ca un mare pericol pentru bărbați, amintind cele trei faze ale procesului, băiat, bărbat și patriarh, și de asemenea încheiam cu pofta, ca una dintre cele mai mari rele care sunt ascunse în inimile oamenilor. Mutându-ne cu subiectul, adresându-ne femeilor, surorilor, vorbeam despre cele două riscuri pe care eu le consider pe primele două locuri, primul dintre ele fiind competiția cu soțul, adică absența supunerii și prezența răzvrătirii a competiției, și cel de-al doilea, goliciunea sau expunerea sau indecența sau sexismul. Lucrurile astea le-am împărtășit împreună în cele două zile. Acum fiind în cea de-a treia zi, aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm cu Ioan capitolul 13, versetul 17. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Priviți vă rog la prima parte. Dacă știți aceste lucruri, virgulă, totul se termină în aer. Dacă le știți, să fiți sănătoși. Dacă le știți, bine că le știți. Atunci când știi un lucru, nu are nicio finalitate. Însă, Biblia spune, dacă faceți aceste lucruri, ferice de voi. Dacă știți aceste lucruri, ar trebui să conducă la facerea acestor lucruri și ferice de voi dacă faceți aceste lucruri. În seara aceasta suntem înaintea lui Dumnezeu doar niște muritori și uneori îmi place să spun că lui Dumnezeu este ușor să fie sfânt pentru că natura lui este sfântă. El nici nu poate să fie altfel decât sfânt. Noi însă suntem oameni într-o natură nesfântă și este împotriva firii să ne sfințim. Este ca și cum aș vrea să zbor. Corpul meu nu e adaptat la competența de a zbura. Și Dumnezeu ne cere să fim cum nu putem, adică sfinți. Numai Pavel a răspuns la această dilemă spunând, pot totul în Hristos care mă întărește. În seara aceasta, ceea ce vreau să vă spun este să amintesc 1 Corinteni 3, primele trei versete, și să vă aduc aminte despre faptul că Pavel scrie Corintenilor versetele acestea care nu sunt ușor de înțeles. Și el spune, fraților, am venit la voi, dar nu m-am putut adresa vouă ca unor oameni duhovnicești, pentru că voi sunteți niște oameni lumești, niște oameni firești, niște oameni carnali. Pentru că atunci când voi vă certați, când voi aveți adversități și conflicte, când voi aveți tot felul de neînțelegeri între voi, asta este o dovadă suficientă a faptului că sunteți oameni firești. Dar și Pavel, înainte de ei, a spus aceleași lucruri despre el. El a spus lucrurile astea în Romanii, capitolul 7, versetele 18 și 21. A spus el, vreau să fac binele și nu pot. Răul este lipit de mine. Iată dar că dacă un om ca Pavel a avut dificultăți în a face ceea ce știe că trebuie făcut, pentru că marea problema noastră nu-i teoria, informarea,
este trăirea, aplicarea. Dacă Pavel a avut probleme și dacă biserica din Corint a avut probleme, dar de ce spun eu, de ce mă mir eu de biserica din Corint că a avut probleme? Biserica din Corint mă mir că a avut probleme pentru că, dacă ne uităm în Scriptură, în 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 5 și 7, vom constata că oamenii aceștia aveau din abundență cel puțin trei calități. Cunoșteau Scripturile, erau predicatori și manifestau darurile Duhului. Uitați ce spune Pavel, căci în el ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar. Cine nu ducea lipsă de niciun fel de dar? Cei la care Pavel mergând le spune, voi care trăiți în certuri, în dezbinări și în neînțelegeri, nu sunteți voi lumești? Ba da, sunteți lumești. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. Ei, întreb, cum poate fi înțeleasă această contradicție dintre 1 Corinteni capitolul 1, unde Pavel remarcă faptul că oamenii ăștia cunosc Scripturile, predică Evanghelia, manifestă darurile, însă, în ciuda la aceste lucruri, ei au problema remarcată aici, fraților, sunteți firești. Asta înseamnă că poți să fii firesc în timp ce cunoști Scripturile, poți să fii firesc în timp ce predici și poți să fii firesc în timp ce manifesti daruri. Asta spune Evanghelia și nu poți să o înțelegi altfel decât numai dacă o cauți intenționat. Uitați ce spune Biblia, Matei 7, 15 la 20. Păziți-vă de prorocii mincinoși, pentru că ei vin, eu nu mă refer acum la proroci, am luat textul în care este vorba despre proroci, dar nu mă refer în exclusivitate la ei. Ei vin la voi îmbrăcați în piei de oi, dar pe din afară sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roade, nu după daruri. Nu-i veți cunoaște după daruri. Nicăieri în Scriptură nu există criteriul de evaluare prin daruri, ci întotdeauna prin roadă. Haideți să mergem un pic mai departe. Culeg oamenii struguri, strugurii fiind rodul. Din spin, nu. Smochine, smochinele sunt rodul. Din mărăcini, nu. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate să facă roade rele și nici pomul rău nu poate să facă roade bune. Orice pom care nu face roade bune va fi tăiat și aruncat afară. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Care sunt roadele oamenilor lui Dumnezeu? Care sunt roadele lor? Aș vrea să ne uităm un pic în Scriptură și să afirmăm faptul că un om duhovnicesc sau un om matur, un om pe care îl călăuzește Duhul, nu firea, nu carnea, un astfel de om se cunoaște după lucrurile la care privește, după lucrurile la care se concentrează în viață. Sunt oameni care se concentrează pe bani. Banii nu sunt rău, nu sunt răi, dar sunt oameni care se concentrează pe bani și iubesc banii. Sunt oameni care se concentrează pe alte lucruri și pe orice lucru în afară de Dumnezeu pe care un om se concentrează riscă să-l idolatrizeze. Nu uitați ce sensibilă este diferența dintre închinare și idolatrie prin faptul că aceeași închinare, dacă i-o dai lui Dumnezeu, e închinare, dar dacă i-o dai oricui altcuiva sau la oricine altcineva, se numește idolatrie. Dacă te închini în fața lui Dumnezeu, este închinare, dar dacă te închini în fața cuiva sau în fața la ceva, aceeași închinare este interzisă și se numește idolatrie. Observați, oamenii lui Dumnezeu privesc în sus și această privire în sus înseamnă închinarea și devotamentul lor față de Dumnezeu, față de Hristos și față de Duhul Sfânt. Apoi, oamenii lui Dumnezeu privesc în interior și asta înseamnă recunoaștere și pocăință, pentru că Dumnezeu este Cel care L-a trimis pe Hristos și noi trebuie să ne asemănăm cu El imitându-L. Și apoi oamenii aceștia privesc în exterior, căutând să-i ajute și să-i binecuvinteze pe alți oameni. Poți să fii un predicator și să eșuezi. Poți să ai anumite daruri și să eșuezi. De aceea, în încheierea acestor întâlniri, vreau în fața dumneavoastră să așez acest mesaj. Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să răspundem la următoarea întrebare.
Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi dacă toate aceste lucruri au să se strice? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Observați, calitatea unui om al lui Dumnezeu nu vine din performanța slujirii, ci vine din sfințenie și din puritate, din neprihănire. Ceea ce trebuie să ne caracterizeze pe noi nu este excelența în predicare și nici în cântare, în ciuda faptului că în biserică trebuie să existe excelență în predicare, trebuie să existe excelență în cântare, dar nu aceasta ne definește pe noi. Nu ceea ce facem ne definește pe noi, ci ceea ce suntem ne definește. Că eu pot să aduc o grămadă de bani acasă, să fiu un businessman de succes, pot să fiu un predicator de succes, pot să fiu un cântăresc de succes, pot să fiu un profesionist, un intelectual, un medic, dar dacă acasă nu sunt un soț bun, toată competența mea intelectuală și profesională nu o satisface pe soția mea, pentru că ea nu s-a căsătorit cu un profesionist, ea s-a căsătorit cu un bărbat care în virtutea legământului îi devine soț. Aș vrea să vorbim despre această creștere duhovnicească care ne ajută pe noi să trecem de la a ști la a face. De la o viață concentrată pe lucruri firești la o viață concentrată pe lucruri duhovnicești. De la imaturitate și neputință la creștere spirituală și la o atitudine duhovnicească. Și v-am prezentat aici un pom și de data asta se vede și rădăcina. Rădăcina este cauza, aici este apa, se numește pânză freatică. Această pânză freatică este atinsă de rădăcini, nu este atinsă de tulpină. Tulpina nu trăiește în apă, trăiește în aer. Dar pomul acesta în mod nevăzut are rădăcini care ajung la apă și uitați că prin țevuștele acestea aduce apă și coroana aceasta, care are și fructe, se hrănește și cauza care e apa se transformă în rod, care este efectul. Dacă un creștin nu se va hrăni cu lucruri duhovnicești, cu lucruri care stimulează rodul, atunci creștinul acela nu va avea rod. El poate să aibă competența să vorbească bine sau să aibă voce să cânte bine sau să aibă abilități manageriale ca să administreze bine, dar el în inima lui nu va fi un om a cărui sfințenie o acceptă și o confirmă Dumnezeu. Aceasta este viața interioară, asemănată cu rădăcina, și aceasta este viața exterioară. Viața interioară e invizibilă. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd în noi, dar oamenii ne văd faptele. Oamenii ne văd păcatele de comitere, adică trecem pe culoarea roșie a semaforului. Nu ai voie să faci asta, dar totuși îți permis să o faci. Sau ne văd păcatele de omitere. Ar trebui să facem lucrul ăsta, să plecăm când se face verde, dar noi rămânem în intersecție că noi suntem ocupați. Oamenii ne văd faptele și faptele acestea îi fac pe ei să nu mai aibă încredere. Oamenii aceștia își pierd respectul și nimeni nu primește predica unui predicator față de care și-a pierdut respectul. Nimeni. Nimeni nu primește cântarea unui om față de care și-a pierdut respectul. Ca să asculți pe cineva și să lași cuvintele lui Dumnezeu care vin prin el să-ți schimbe viața, trebuie să-l respecti pe omul acela. Dacă nu-l respecti, omul acesta nu va mai avea nicio influență în biserica aceea. Poate să cânte, să predice și să administreze cât de bine vrea. Ceea ce ne definește pe noi în fața bisericii nu e performanța slujirii, ci este excelența sfințeniei, a purității, a trăirii. Nu că pastorii, cântăreții și slujitorii în general sunt sfinți, dar biserica vede lupta lor duhovnicească pentru sfințenie. Vorbind despre lucrurile acestea, aș vrea să vorbim puțin despre procesul creșterii vieții spirituale. Uitați ce spune Petru, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru că prin laptele acesta duhovnicesc și curat, adică prin el, să creșteți spre mântuire. Noi trebuie să folosim hrană duhovnicească ca să crească omul duhovnicesc. Când eu m-am convertit și am fost la seminar, era fratele Trandafir, pastor în biserica din Sebastian, din Rahova, din București, și era fratele Șandor acolo și el avea o simpatie specială pentru mine. El s-a rugat când eu m-am convertit
Și mergeam să fac practică pastorală, urma să ajung la amvon să predic pentru 10-15 minute și 11 dintre colegii mei erau cu caietul și cu pixul să noteze. Nelu Brie, Vladimir Pustan, Nelu Bodo, Costel Grămadă, Marius Govor și alții din clasa mea. Și toți erau înarmați cu câte un pix și cu caietul să noteze greșeli de hermeneutică sau de omiletică. Și înainte să urc la predică, să spun cuvântul acela scurt de predică, fratele Sandor mi-a spus: să-ți spun ce mi s-a întâmplat ieri, îmi spunea el. Am avut o întâlnire de rugăciune și o soră a venit la mine să-mi spună că a avut un vis. Și am întrebat-o: cu cine te-ai visat, cu Domnul Iisus? Și sora zice: oh, nu, dar cu cine? Cu Bobby. Bobby? Care Bobby? Și dacă vă mai aduceți dumneavoastră aminte că a fost un film cu G.R., cu Dallas, și sora n-a avut curaj să spună care Bobby. Fratele Sandru a bănuit și a spus: nu cumva cu Bobby ăla cu pălărie? Ba da. Și atunci el s-a uitat asprului la ea și i-a zis: sora, ascultă-mă, dacă Bobby vezi ziua, Bobby visezi noaptea. Este foarte greu să ne hrănim cu lucruri firești. Este foarte greu să ne hrănim cu pornografie. Este foarte greu să ne hrănim cu bancuri. Este foarte greu să ne hrănim cu tot felul de anturaje murdare, păcătoase, pline de miștocăreli și de blasfemieri. Iar atunci când venim în adunare, să ne cerceteze Duhul Domnului, să avem o lacrimă în ochi, să cântăm cu pasiune și să simțim cercetarea prin predică. Vom fi indiferenți, vom fi reci, înghețați, vom fi critici. Nimeni nu ne mai satisface cu nicio cântare, nici rugul aprins, nici rugul neaprins. Niciun predicator nu mai ajunge la inima noastră, pentru că un om rău nu va vedea nimic bun în ce se întâmplă în jurul lui. Ei, apostolul Petru spune următorul lucru: voi trebuie să vă hrăniți duhovnicește ca să creșteți spre mântuire. Spre care mântuire? Spre mântuirea pe care ați acceptat-o ridicând mâna și răspunzând chemării predicatorului. Vrei să te pocăiești? Da, vino aici, Doamne, mântuiește-l și binecuvintează-l că uite, crede și s-a pocăit. Dar acum trebuie să începi să te hrănești. Când vii de la spital, ceea ce trebuie să faci e să dormi cât mai mult, să mănânci cât mai mult. Dacă nu te hrănești, atunci riști să slăbești și chiar să mori. Creșterea spirituală reprezintă procesul prin care noi devenim tot mai asemănători cu Cel care a venit în lumea noastră ca să ne fie exemplu. Asta înseamnă că noi trebuie să credem, trebuie să ne pocăim și trebuie să ne naștem din nou. Trebuie să ne botezăm în apă, trebuie să aparținem unei biserici locale, trebuie să avem un pastor. Trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt, trebuie să trăim în sfințenie, trebuie să-L slujim pe Domnul și trebuie să așteptăm revenirea Sa. Aceasta este viața spirituală cu toate etapele ei componente. Ei, vorbind despre lucrurile astea, priviți vă rog că atunci când un fermier plantează un pom, el face următorul lucru. Mai întâi pomul încolțește, uitați-l, este în palmele unui om care are un pumn de țărână. Asta este nașterea din nou. Pomul începe să crească, asta este maturizarea, și pomul începe să facă rod, uitați aici, slujirea și mărturia lui în fața unei lumi. Ceea ce ne definește pe noi nu sunt neapărat darurile. Corintenii care erau contestați de Pavel datorită atitudinii lor lumești, carnale și firești, erau oameni cu daruri. Și reproșurile cele mai mari pe care le găsim în Froepistolă sunt față de oamenii ăștia care aveau tot felul de daruri, dar aveau lipsă de roadă. Roada Duhului nu se găsea în viața lor. Aici proroceau și aici se certau, aici predicau Evanghelia și aici erau lacom și tot felul de alte defecte și păcate din viața lor. Ori nu poate să curgă de la chiuvetă și apă și Coca-Cola și Fanta, este imposibil. Atunci când vorbim despre procesul creșterii, spunem că aceasta îl implică pe Dumnezeu și implică biserica. Observați ce spune Pavel în 1 Corinteni capitolul 3, aici de unde eu am citit mai devreme. Eu am sădit, Pavel a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că cel care are valoare este cel care face să crească. Slujitorii sădesc și udă. Eu am sădit, ca și cum Vasile sădește, Oniță udă, sau pot să dau exemplu de alți slujitori, dar cine face să crească nu-i fratele Vasile și nu-i fratele Oniță, este Dumnezeu. Ei au valoare pentru că sădesc, ei au valoare pentru că udă, dar cel care are adevărata valoare este cel care face să crească, trăiască Domnul.
Dumnezeu ne susține pe noi. Dumnezeu ne crește pe noi. Vorbind despre lucrurile astea, uitați ce spune Pavel în 2 Corinteni 9 cu 10. Cel ce dă sămânță sămănătorului și pâine pentru hrană, vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și vă va face să crească roadele neprihănirii voastre. Observați că neprihănirea este ceea ce suntem, nu ceea ce facem. Prea mult în ziua de astăzi oamenii sunt definiți în funcție de ce fac. Prea mult. Și prea puțin în funcție de ce sunt. Am coborât foarte mult ștacheta purității și nu mai avem nicio pretenție de la cei care fac slujbă și nu mai avem nicio pretenție de la oamenii care umple bisericile. Nicio pretenție nu mai avem. Uitați-vă la Biserica Anglicană. Biserica Anglicană din Statele Unite ale Americii a acceptat legea pe care a dat-o Cortul Suprem al Statelor Unite în 26 iunie în anul curent, potrivit căreia persoane de gen opus se pot căsători. Biserica lui Dumnezeu. Biserica aceea s-a născut aici, unde au fost mari predicatori, în Anglia, în Scoția, în Țara Galilor, în Elveția, în Germania, în Italia, Savonarola, Contele de Zitzendorf și alți mari predicatori, să nu vorbesc de cel pe care vi-l aminteam alalteri, cu cele 10 reguli, cele 10 puncte de predică la capitolul vestimentației, adică ieri, despre Wesley, John Wesley. Ceea ce vreau să spun este faptul că Dumnezeu împuternicește slujitorii binecuvântând sămânța pentru sămânat și apa pentru udat. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Observați care este rodul. Rodul este sfințirea. Observați care este sfârșitul. Sfârșitul este viața veșnică. Dacă nu există ca rod sfințirea, este imposibil să existe ca sfârșit viața veșnică. Și revin cu versetul acesta pe care l-am mai citit. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Pentru că este categoric, este scris, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Frați dragi, poporul Domnului, convertirea este experiența intrării în împărăția lui Dumnezeu. Deși convertirea este accesibilă tuturor oamenilor, ea este aleasă de unii și respinsă de alții. Convertirea nu este acceptată de toți oamenii. Cei mai mulți oameni nu acceptă convertirea. Însă, convertirea este ușa de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Din acest motiv, Biblia vorbește despre două feluri de oameni din punct de vedere al convertirii. Om firesc și om duhovnicesc. Ce înseamnă om firesc? Omul firesc e omul din lume, omul neconvertit, omul cu păcatele neiertate. Ce înseamnă omul duhovnicesc? Omul duhovnicesc este omul din biserică, convertit, cu păcatele iertate, botezat și devenit membru al bisericii locale. Atunci când vorbim despre omul firesc, vorbim despre omul carnal, partea animalică a omului. Omul care nu înțelege cuvântul lui Dumnezeu, dacă citește Biblia, pentru el este ca un ziar sau ca o carte de istorie. Nu poate să vadă în scrierea Bibliei pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus și oportunitatea mântuirii lui. El este un om firesc. Pentru el vorbirea duhovnicească nu are niciun înțeles și nu are nicio valoare. Omul acesta este în afara bisericii și el nu vine la biserică, el cască și se plictisește de moarte. E foarte complicat să auzi un mesaj pe care nu-l înțelegi și să stai atent. E foarte complicat să asculți un mesaj cu care nu ești de acord și să zâmbești. Nu zâmbești decât mai dacă îți place ce auzi și ce vezi. Omul duhovnicesc însă este omul spiritual. El are Duhul și el înțelege cuvântul pe care îl acceptă. Observați ce spune Pavel, omul duhovnicesc dimpotrivă poate să judece totul și el nu este judecat de nimeni. Am vorbit despre convertire ca despre nașterea în împărăția lui Dumnezeu și o să vorbim despre maturizare ca despre creșterea în împărăția lui Dumnezeu. Sunt copii care vin în lumea noastră, dar nu cresc datorită unei boli, a unor handicapuri. Ei nu cresc niciodată.
Și copiii aceștia care nu cresc niciodată rămân o suferință permanentă pentru părinții lor, care nu se pot bucura de ei, nu-i pot vedea cum crește, cum și-au ghiozdănelul în spate și cum se întoarce acasă cu un premiu sau cu o mențiune. Nu duc niciodată fata aia la altar să se căsătorească sau băiatul ăla ca să se însoare. De ce? Pentru că ei nu cresc datorită unei boli care a survenit și a oprit procesul de creștere. E adevărat că s-au născut, dar ei degeaba s-au născut că nu cresc. Ceea ce dă valoare nașterii este creșterea. Ei, dacă vorbim despre creștere, despre maturizare, menționăm faptul că maturizarea este cea de-a doua etapă, este etapa superioară convertirii și, de asemenea, convertirea, adică maturizarea, poate fi și ea respinsă sau acceptată. Convertirea, dacă este respinsă și acceptată, transformă pe cei ce o acceptă în convertiți și pe cei care nu o acceptă în neconvertiți. Dar maturizarea, dacă este acceptată sau respinsă, în cei transformă? Pe cei care acceptă maturizarea și pe cei care o resping. Dar cine o resping de fapt? Nu se poate maturiza decât cine s-a convertit. Că nu poate să crească cine nu s-a născut. Asta înseamnă că sunt oameni care s-au convertit, care s-au născut, dar unii aleg să crească, să se dezvolte, să devină bărbați patriarhi, și aici este valabil și pentru bărbați și pentru femei, că e vorba de un anumit nivel, nu e vorba de un anumit gen. E vorba de un anumit de o anumită etapă spirituală, de un anumit nivel spiritual. Ei bine, Biblia spune că există două feluri de creștini din punct de vedere al maturizării. Mai devreme am spus două feluri de oameni nemântuiți. Acum spun două feluri de oameni mântuiți. Care sunt cele două feluri de oameni mântuiți? Uitați-vă la numărul 1 și veți identifica creștinul carnal. Dar cum există creștin carnal? Mai devreme am spus că există om carnal și creștin. Acum îl las pe omul carnal pe stradă care treabă și venim în biserică și identificăm că cei care sunt creștini și ei pot fi de două feluri, creștin carnal și creștin duhovnicesc. Dar cum vine este asta? Dacă ne uităm la creștinul carnal, creștinul carnal este omul necrescut din adunare. Nu omul firesc de pe stradă, ci omul necrescut din adunare. Verbele din limba greacă, nu vreau să intru în amănunte, dar dacă am intrat în amănunte cu cei care au un oarecare nivel biblic, am putea să observăm că Pavel, între creștinul carnal și necreștinul carnal, folosește două cuvinte absolut diferite. Una este pentru omul aflat sub blestem, nenăscut din nou, de pe stradă, iar altul este folosit pentru omul din biserică care este născut din nou, s-a botezat și a devenit membru bisericii, dar el refuză să se hrănească duhovnicește, de aceea rămâne mic, 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 mic. Altul crește, devine un om duhovnicesc, primește perspectiva împărăției lui Dumnezeu, îi se lărgește orizontul duhovnicesc, devine un slujbaș, se sacrifică, trăiește pentru împărăție și moare pentru împărăție, iar celălalt vine la biserică, dar îl vezi că e departe de biserică. Dimpotrivă, creștinul duhovnicesc, pneuma este cuvântul pentru Duh în Fapte 8, unde se spune, dar voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, se spune, dar voi veți primi o pneuma când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Veți primi pneuma. De aceea omul care primește pneuma e pneumatic, adică cel care primește Duhul e duhovnicesc, cel care lucrează pe tractor e tractorist. Aș vrea să vă arăt un om care n-a crescut. Și un om care a crescut, astea sunt două femei, și ea și ea, dar acesta este un bărbat. Nu e chiar un bărbat, e un fel de bărbat. E un bărbat mic, noi îi numim pitici. Observați că stă pe o bancă și este mai mărunt decât o femeie normală ca și înălțime. V-am dat exemplul acesta ca să înțelegem duhovnicește că te poți naște fără să crești. Și am prezentat poza aceasta ca să vă spun că bărbatul ăsta are și rodul în brațe. Așa în credință poți să crești sau poți să nu crești. Și amândoi trăiesc. Numai că viața acestui om, respectul pe care îl primește și disprețul pe care îl primește, este extrem de diferit de bărbatul acesta, care este, din punct de vedere al înălțimii, un bărbat normal. Atunci când vorbim despre creștinul carnal,
Spunem faptul că el este un prunc în Hristos. Ăsta este cuvântul din Biblia originală pentru el. Asta înseamnă că este convertit, dar e un convertit cu ochii pe carne, pe fire, pe păcat. Este un om imatur și este un om necrescut. Revin la Corinteni, 1 Corinteni 3, 1-2. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, pentru că a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni sarchicos, ca unor prunci în Hristos. De ce? Pentru că v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari. De ce nu v-am hrănit cu bucate tari? Că nu le puteați suporta. La sfârșitul predicii spui, Domnule, eu n-am înțeles nimic din toată filozofia asta. Pentru că dacă îl iei pe un copil și îl duci în clasa a treia, de la început, sărind clasa a întâia și a doua, ăla va spune, Domnule, eu nu înțeleg nimic. Sau dacă îl duci la liceu, va spune, îmi pare rău, dar eu nu mai vin altă dată, că era să mor de plictiseală, nu înțeleg nimic. N-are cum să înțeleagă că lipsesc elementele de început anterioare peste care el a sărit. Și astea sunt lipsă. Poate cineva să pună piciorul pe treapta a treia dacă nu a așezat mai întâi picioarele pe treapta 1 și 2? Nu. Ei, ceea ce vreau să vă spun este că acest creștin carnal este condus de instinctele cărnii. Poți să-l pui la predică, că nu se face duhovnicesc. Duhovnicesc nu-l face faptul că-l pui la amvon. Duhovnicesc îl face hrana. Hrana duhovnicească îl crește și îl face duhovnicesc. Nu folosim metode de genul, ai, Doamne, să-l punem la predică ca să se mai liniștească. Ascultați-mă, asta nu face decât să se întărâte și mai tare. Și devine mai periculos că începe să primească aprecierea fraților și când un om este apreciat de biserică și se pune împotriva conducerii bisericii, e mai periculos decât unul care e disprețuit de biserică și se pune în fața conducerii bisericii. Tot ce face el în biserică sau în afara bisericii are legătură cu natura lui carnală, are legătură cu firea lui pământească. Prunci în Hristos pentru că sunt noi convertiți. Acum mă opresc și mai fac o singură dată diferența asta despicatul firului în patru și să vă spun că există două categorii de oameni care beau lapte. Prima categorie de oameni care beau lapte este justificat să bea lapte. Eu vă întreb, mulțumeam alalterii lui Cipri și Emanuelei despre faptul că ne-au găzduit pe mine și pe Dorin, au plecat din casa lor și ne-au cedat locuința lor ca să locuim în confort și făcând paranteza aceasta vreau să vă spun că dând glas și fratelui Dorin care nu vă poate spune lucrul acesta că nu-i la microfon. Dar vreau să vă spunem că, cu toată sinceritatea și responsabilitatea, că suntem pur și simplu impresionați de dragostea, de politețea, de amabilitatea și de curtoazia pe care ne-ați arătat-o. Ne-ați dat timpul dumneavoastră, ne-ați dat multă atenție. Am observat că v-ați purtat cu noi exagerat de frumos și avem admirație în sufletul nostru pentru că sunteți niște oameni așa de frumoși la suflet și v-ați deschis inima, v-ați deschis casele și plecăm cu o amintire frumoasă și sfântă în sufletul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ei, revenind, ei au un copilaș. Copilașul acesta e un baby, îl duc în car seat, îl duc în cărucior, îl țin în brațe. La vârsta lui, copilașul acesta trebuie hrănit cu lapte. Este normal copilașul lor să bea lapte dacă e atâta? Este normal să bea lapte. Însă observați ce spune Pavel, dar haideți să ne uităm aici. Fiți atenți, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc. Aici Petru încurajează folosirea laptelui duhovnicesc, pentru că îl recomandă unor prunci născuți de curând. E normal ca un copil născut de curând să bea lapte? E normal. Însă, fiind noi convertiți, este timpul să se hrănească cu lapte. Dar uitați-vă la a doua categorie de prunci. Prunci în Hristos pentru că nu au crescut, deși nu sunt noi născuți, sunt vechi născuți. Uitați de data asta ce spune Pavel, 1 Corinteni. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. A trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu le puteați suferi. Lăsați-mă să deschid repede Biblia la Evrei. Știți bine la ce capitol, nu? 6. O să citesc de aici câteva cuvinte. Ascultați-mă. Versetul
Dar să lăsăm învățăturile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților și despre judecata viitoare. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Frații mei, scriitorul epistolei către evrei spune următorul lucru: voi care de mult trebuia să fiți învățători. Aici nu se mai referă la cei născuți de curând și nu e recomandat laptele. Aici laptele duhovnicesc, laptele este privit ca o rușine. Este ca și cum la un băiat de 7-8-10 ani, să nu vorbesc de unul de 10-20 de ani, are o sticluță cu suzetă și bea lapte. Aproape că imaginea asta este de-a dreptul caragioasă și ridicolă. Ei bine, sunt în biserică, din punct de vedere duhovnicesc, oameni care s-au convertit de curând și ei sunt copii în credință, sunt nou născuți din nou, sunt proaspăt botezați, sunt proaspeți membri ai bisericii. Ei se bucură de o atenție specială, așa cum într-o familie un nou născut se bucură de o atenție specială. Nimeni nu hrănește copilul: păi eu am mâncat niște bunătăți cu fratele Dorin grozave de când am venit aici, dar nu poți să-i dai la un copil mâncare din aia. Pește fript, costițe de miel, de porc, cârnat și tot felul de bunătăți, că-l bagi în pământ de mic. Nu mănâncă el așa ceva, îi trebuie lapte. Oricât de bună este spata, nu e pentru el. Un nou născut nu se hrănește cu bucate tari, se hrănește cu lapte. Observați că în timp ce Petru recomandă laptele pentru că vorbește de noi convertiți, Pavel vorbește aproape ironic despre vechi convertiți care după ani de zile, poate zeci de ani de zile de stat în adunare, sunt tot niște prunci în Hristos. Nu sunt în stare să vorbească, nu sunt în stare să dăruiască, nu sunt în stare să se sacrifice, nu sunt în stare să zâmbească, nu sunt în stare să facă nimic pentru Dumnezeu. Are o lingură lungă și moare de foame cu ea. Fiind creștin de mulți ani, nu-i normal din punct de vedere al vechimii în pocăință să se mai hrănească cu lapte. Aș vrea să mă apropii de încheiere și să trecem un pic prin aceste trei faze ale raportului dintre om și păcat. Și sper să surprindeți înțelesul prezentării, pentru că este destul de ascuns. Atunci când noi vorbim despre păcat, noi vorbim despre trei faze ale păcatului. Aceasta este faza de dinaintea convertirii, se numește pedeapsa păcatului. Când un om trece pe roșu, ce se întâmplă? I se aplică pedeapsa, pedeapsa legii, pedeapsa trecerii pe roșu. Aici este pedeapsa păcatului. Când un om se pocăiește, este iertat de trecutul lui datorită pocăinței și în felul ăsta se elimină pedeapsa păcatului. Dacă în seara aceasta cineva va spune: fraților, eu vreau să mă pocăiesc și să cred în Domnul Iisus, că e Fiul lui Dumnezeu, ca să-mi ierte păcatele, în clipa aceasta, toată pedeapsa pe care a acumulat-o de când s-a născut până acum, de toate păcatele care le-a făcut vreodată, va fi pur și simplu luată de Domnul Iisus Hristos și aruncată în Marea Uitării. De pedeapsa păcatului se scapă prin pocăință. Însă omul acesta care a scăpat de pedeapsa păcatului, mâine de dimineață când se trezește, dacă nu moare ca tâlharul care după ce s-a pocăit a și murit, dacă nu moare, omul acesta se va confrunta mâine cu puterea păcatului. Care putere? Cu puterea obiceiurilor păcătoase pe care el le-a dezvoltat în ultimii ani. Obiceiul de a fuma, obiceiul de a bea, obiceiul de a-și plezni nevasta că nu e cum vrea el și o tatrează ca pe o fetiță, ca pe o adolescentă, ca pe fiica lui, obiceiul de a-și necinsti părinții, obiceiul de a-i critica pe pastori, obiceiul de a... și pot înșira o grămadă de păcate, de la cele mai ascunse până la cele mai vizibile. De ce? Pentru că păcatul vine din nou să îi ceară rata lunară. Puterea păcatului care l-a subjugat în ultimii ani de viață vine și în a doua zi după ce s-a convertit să îl ispitească și să-și aprindă luleaua, să folosească sticla și așa mai departe. Aici nu mai este problema iertării trecutului prin pocăință, și aici este sfințirea prezentului prin înfrânare. Aici nu mai funcționează mă predau, aici funcționează mă înfrânez, mă opresc, refuz să mai păcătuiesc. Vă aduceam aminte de 1 Ioan, unde Ioan spune următoarele cuvinte: cei născuți din nou nu mai pot să păcătuiască. În original scrie: cei născuți din nou nu-și mai permit să păcătuiască, nu-și mai găsesc bucuria, nu mai sunt liniștiți dacă se întâmplă să alunece deodată într-o păcat. Chiar dacă alunecă într-un moment de neveghere și se duc acolo, li se face silă de ceea ce odinioară puneau pe pâine.
pentru că au ajuns în sufletul lor alți oameni care nu-și mai găsesc plăcerea. Chiar dacă e o bucurie de o secundă sau de o zi, de o noapte, nu-și mai găsesc plăcerea, sunt chinuiți de remușcări, nu mai dorm o noapte, două, trei, postesc, luni de zile nu-și mai găsesc liniștea în adunare, pentru că s-a schimbat structura constituțională a omului interior. Prezența păcatului, de asta nu vom scăpa niciodată și e doar celebrarea viitorului în absența păcatului după ce va veni Domnul. Însă, stimați frați și surori, ăsta este cel mai ușor de realizat, pentru că dacă în seara asta cineva iese în față, pur și simplu Domnul Iisus se duce la carte care este în fața lui Dumnezeu și șterge cuvântul vinovat și scrie cuvântul iertat prin sângele meu și semnează. Dar mâine când se va trezi, omul acesta va trebui să bea lapte o vreme și să crească și apoi crescând să folosească hrană tare și să vină puternic, să meargă la școală și mă refer acum doar ca la o comparație în viața biologică, apoi să lucreze, să-și întemeze familie, să aibă copii, nepoți și să se ducă în viață așa cum se duce un om normal. Până aici totul bine. Sper că nu este nimeni în adunare, că tot ce am spus până acum am vrut să vă conving că e nevoie de creștere. Nu știu dacă era nevoie să vă conving, dar tot ce am spus până acum a avut rolul să explice faptul că nu este o soluție să vii în lume și să îmbătrânești în scutece, într-un cărucior pe care îl cară alții. Deși au îmbătrânit și ar fi trebuit să-i cart dumneata pe ei, că te-ai făcut mare, ești dita mai bărbatul și acum să-ți ajuți pe bătrâna mamă care nu mai poate, nu-i mai ajunge bastonul și s-o duci la doctor, că omul bătrân merge des la doctor și să-i cumperi medicamente, dar cum este dacă el e tot în carsit și tot în pat întins și nu s-a sculat niciodată în picioare? Așa este pentru un pastor. Unul care l-a moșit să se pocăiască, s-a botezat, dar a rămas mic în credință, imatur, carnal și firesc și este una dintre problemele din biserica locală. Poate membrii știu, nu știu, dar cei care sunt părinți în adunare, cei care hrănesc, cei care au grijă, cei care se ocupă de biserică, ei știu lucrurile astea. Apropiindu-mă de încheiere, pun o întrebare. Ce soluție există pentru mine ca să cresc? Vreau să cresc. Știu că trebuie să cresc. E normal să cresc. Mi-e silă de mine că n-am crescut. Nu mă simt bine așa mic, că tot copilăria, din câte mi-aduc aminte, mă gândeam când o să am eu salariu și când o să am eu banii mei. M-am angajat la 15 ani jumate, m-am dus la liceu, la liceul de marină din Giurgiu și după un trimestru am fugit. N-am avut mamă și tată pentru că ei s-au despărțit când eu am avut 9 luni și m-a îngrijit o bunică oarbă. Și n-a avut cine să mă întrețină în școală și am plecat și m-am dus în șantierul naval din Giurgiu și făceam vapoare, împingătoare, ca ardelea care împing barjele pe Dunăre pline cu nisip. Și m-am trezit cu 8 clase și m-am căsătorit și mi-am dat seama că eu vreau să fac școală. Și au apărut cei 3 copii și a fost un timp greu pentru mine și pentru Carmen. N-am suportat să rămân mic, am vrut să am salariul meu, am vrut să fac școală, am vrut să mă ridic, am avut această ambiție, am dorit această semnificație, am avut nevoie de această valoare, am simțit că trebuie să fac ceva cu viața mea, că este scurtă. Acum când privesc duhovnicește la viața mea, știu că nu vreau să rămân așa. Nu vreau să devin un om care depinde de un pachet de țigări sau de o sticlă cu bere. Nu vreau să devin un om care trebuie odată la o lună să mă duc la computer și să mă uit la lucruri murdare și apoi să mă ascund ca să-mi rezolv problema autosatisfacerii, indiferent dacă sunt căsătorit sau nu. Nu vreau să fiu dependent de imaginile pe care mi le oferă o femeie cu o fustă scurtă și nici dependent de altceva. Vreau să fiu un creștin matur, un bărbat care poate să-și controleze privirea, mintea și inima. Întreb eu, care femeie de aici nu și-ar dori un astfel de soț? Și care bărbat de aici nu și-ar dori o astfel de femeie? Un om vertical, un om cu discernământ, un om cu echilibru, un om cu scaun la cap, un om care stă în picioare, un om care știe să moară în picioare. Aș vrea să vă prezint câteva metode. Gândiți-vă la metoda îngrădirii. Vă spuneam zilele trecute că noi avem temperament și caracter. Temperamentul este viteza de reacție a sistemului nervos. Este suma genelor care compun geneticul nostru nativ cu care ne-am născut, zestrea bunicilor și a părinților. Ăsta e temperamentul, ăsta nu se schimbă niciodată, nici cât e negru sub unghie.
Însă caracterul este suma obiceiurilor pe care noi le dezvoltăm în mediul de hrănire în care am crescut. Fumător sau nefumător, mincinoși sau nemincinoși, ascultător sau neascultător, bătăuși sau oameni cu minți. Ei bine, fiecare dintre noi avem un temperament. Temperamentul nu e niciodată pur, coleric, sangvinic, melancolic sau flegmatic, ci este o amestecătură dintre toate, chiar dacă are una dominantă. Nu există temperament bun sau rău, există doar temperament diferit. Cei care sunt colerici, sunt buni lideri, sunt oameni harnici, sunt piper. Ăștia se supără repede, le trece repede. Ăștia când fac un scandal în 5 minute, dacă nu te omoară, după aceea își cer iertare și se ploconesc de iertare. Doamne, iartă-mă, nevastă, iartă-mă, mamă. E adevărat că am spart toate geamurile, dar iartă-mă că îmi pare rău. Ăștia reacționează într-o clipă, ăștia nu gândesc, ăștia după ce fac gândesc și își dau seama că au greșit. E bine, să fii coleric e bine și rău. Sangvinicii sunt lingușitori, ăștia sunt sociabili, sunt salesmen buni, sunt politicoși, amabili, dar riscul lor este să fie lingușitori și ipocriți. Și așa o putem lua prin toate, toate au defecte. Indiferent ce defecte de temperament ai, pe astea nu le poți corecta. Însă știi ce poți face? Poți pune caracterul ca un gard care îngrădește temperamentul și el nu se mai poate manifesta în manieră animalică, carnală, pentru că temperamentul care este ca un, pentru că caracterul care e pus ca un gard în jurul lui îl înfrânează, îl oprește, îl limitează. De când m-am pocăit până astăzi, pentru că sunt un sangvinic coleric, am avut probleme cu nervii, cu mânia și cu iuțimea. Un om piper cu asta are probleme, pentru că are o viteză de reacție. Oamenii ăștia nici nu prea se îngrașă, că n-au cum să se îngrașe, că reacției sunt cuptor. Ei bine, de când mă știu m-am disciplinat ca să fiu un om blând, un om liniștit, un om echilibrat, un om care dacă cineva acționează rău împotriva mea, eu să nu reacționez rău împotriva lui. Însă am avut de luptat cu mine. Puțin m-am luptat cu alții în viață, dar omul care mi-a fost cel mai mare dușman am fost eu. Și a trebuit să ridic garduri până la cer, în jurul acestei grămezi de gene care s-au născut în ființa mea. A trebuit să mă înfrânez în relația cu soția mea, în relația cu biserica, în relația cu toți oamenii, în relația cu șoferii care la intersecție mi-arată cine știe ce. A trebuit să mă înfrânez și să nu reacționez, să nu mă pun la mintea oricărui om. După 30 și ceva de ani, sunt la început. Din nou la început. Aceeași luptă în fiecare zi. Experiența nu folosește la mare lucru aici. Este o luptă zilnică ca și mâncarea zilnică. Mâncarea de ieri nu o să-ți ajungă niciodată astăzi. Trebuie neapărat să mănânci din nou astăzi, pentru că altfel mor de foame, dacă ieri ai trăit pentru că ai mâncat deja. Aș vrea în seara aceasta să vă întreb pe dumneavoastră care sunteți aici, fără pretenția că aveți îndrăzneala și nici nu este necesar, să recunoașteți care vă sunt primele 3 defecte de temperament. Aveți inclinația să fiți ipocriți? Aveți inclinația să vă enervați, să vă ieșiți din fire și când vă dați seama este deja prea târziu că ați făcut un scandal monstruos? Aveți inclinația să și pot să merg până diseară? Aveți? Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu. Dumnezeu v-a dat ceva ce nu puteți schimba și ceva ce puteți schimba. Acest lucru pe care îl puteți schimba, suma obiceiurilor, devin un gard în jurul temperamentului. Și când temperamentul, care este partea animalică a omului, vrea să se manifeste în mod natural, cum este el, dintr-o dată se lovește de înfrânare, care este roada Duhului, care este acțiunea Duhului în noi. Și dintr-o dată tendința aceea pur și simplu este pur și simplu frânată ca mașina. Este frânată brusc. Una dintre marile mele experiențe cu Dumnezeu a fost în timp ce cineva m-a provocat foarte tare, o voce în mintea mea mi-a spus următorul cuvânt din carte: ai grijă că cel rău este în fața ta. Să nu zici nimic. Nu deschide gura când cel rău stă înaintea ta. Și pur și simplu atunci mi-am dat seama
că omul ăsta care se purta foarte urât cu mine și îmi vorbea foarte urât și era gata să îl pun, să încerc să-l pun la punct, o voce mi-a spus: cel rău este înaintea ta, ține-ți gura închisă. Când am înțeles lucrul ăsta, pur și simplu m-am detașat total, nici nu mai eram acolo. M-am oprit și am zis: Luigi, trebuie să taci. Taci, indiferent ce spune, chiar dacă are dreptate, chiar dacă nu are dreptate, taci pur și simplu. Atunci am aflat care este secretul să rămâi în liniște și în pace, indiferent în ce situație te găsești. Niciun om nu se poate certa cu tine dacă nu-i răspunzi înapoi. Și niciun om nu se ceartă singur. Lucrul ăsta mi-a făcut mult bine în familia mea. Lucrul ăsta mi-a făcut mult bine în întâlnirile mele cu oamenii, în ședințele de comitet, în consilieri și în toate întâlnirile pe care le-am avut cu muritorii. Cine spune că l-am lovit pentru că m-a lovit, i-am zis așa pentru că el mi-a zis așa, e un om firesc și un creștin carnal. Dumneata, nu hotărăști cum vorbesc eu, eu hotărăsc. Dumneata, nu hotărăști cum acționez eu, eu hotărăsc. Nu dumneata îmi spui mie ce să fac, eu spun. Dumneata, nu mă controlezi pe mine, dumneata te controlezi. Singur om pe care îl pot controla sunt eu. Dacă mă înjuri, nu sunt obligat să te înjur înapoi. Îmi pare rău, nu o să fac asta, iartă-mă. Dacă îmi zici că sunt prost, nu o să-ți spun că dumneata ești mai rău decât mine. Nu, nu, nu-ți acord onoarea aceasta. O să tac și nu o să-ți spun nimic. În cel mai rău caz, ca să spun ceva, o să zic: Dumnezeu să te binecuvinteze. După ce strec nervii, o să fii chinuit și nu o să poți să stai fără să mă suni. Atunci o să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să înțeleg că cel rău este înaintea mea și să înțeleg că asta este biruința pe care o vrea Dumnezeu. Orice temperament poate fi îngrădit ca un leu într-o cușcă să nu mai poată să iasă afară și să înghită și să mănânce pe nimeni. Dragii mei, aceasta... Uitați-vă un pic aici. Ce este ăsta? Este un leu. Și acesta? Tot un leu. Înțelegeți că stai în cușcă? E ușor de înțeles, nu? Ce părere aveți? Aveți curaj să vă apropiați de cușca lui? Bă da, nu-i problemă. Poți să te apropii de cușcă, poți să ții cont că el s-ar putea să bage gheara printre ochiurile alea dacă sunt mai mari, dar în rest el nu poate să rupă peretele la cușcă, că e făcut în așa fel încât să nu-l poată rupe. Dar ia uitați-vă la omul ăsta săracul. Asta este firea pământească închisă. Asta este firea pământească lăsată liberă. Acesta e temperamentul. Acesta este caracterul. Ești un om de caracter? Dacă n-ai un bărbat de caracter, ascultă-mă, nu poți să faci nimic. Poți să-i spui lui mama, poți să-mi spui mie, poți să-i spui cui vrei. Poți să faci orice, nu o să-l liniștească nimeni decât numai Dumnezeu. Dacă ai o soție fără caracter, poți să o bați până o mori. Ascultă-mă, o să moară răzvrătită și firească. Singurul om care poate să îmblânzească tigru, dacă ați citit în cartea Îmblânzirea unui tigru, singurul care poate să îmblânzească leul este Duhul lui Dumnezeu, a cărui roadă este înfrânarea. Dacă eu nu mă înfrânez, niciunul dintre dumneavoastră nu mă puteți înfrâna. Vine noaptea când 12 ore de întuneric pot să fac ce vreau cu viața mea, dar atunci când mă tem de cel prea înalt, știu că El mă vede de la marginea pământului și știe ce fac, ce gândesc, ce simt, cu cine vorbesc. El îmi cunoaște motivațiile, El știe cine sunt eu. Te-ai gândit atunci când te-ai căsătorit să te căsătorești cu un astfel de bărbat? Te-ai gândit atunci când te-ai însurat să te căsătorești cu o astfel de femeie? Singura soluție este să te îngrădești cu înfrânare, cu caracterul pe care îl ai și este Galateni 5:22 și roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, tic, 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 tic și cu numărul 9, înfrânarea poftelor. Câte vrea inima asta nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Ori de câte ori m-am luat în viață după ea, m-am făcut de rușine în fața oamenilor, mi-am dezonorat soția, mi-am dezonorat copiii, mi-am dezonorat pastorii și oamenii din biserică. Ori de câte ori n-am avut minte și i-am dat curs dorințelor ei, asta nu se satură niciodată. E ca o groapă fără fund, ca groapa Marianelor. Niciodată nu se satură. Legea insuficienței permanente este rege în inima unui om.
ea nu va putea fi îmblânzită de nimeni niciodată. Cine se ia după ea e un nebun. Noi trebuie să fim călăuziți nu de instinctele noastre primare, pentru că instinctele primare vor plăcere sexuală, erotism în general, cu toată gama de varietăți și de nebunii, vor bani și vor mândrie și aroganță. Asta este singurul lucru ce vrea inima unui om, chiar dacă vine la adunare. Omul ăsta trebuie să fie duhovnicesc, pentru că stă în duhul, după cum e tractorist dacă stă în tractor. Cine nu-și îngrădește firea, cine nu-și îngrădește temperamentul, cine nu-și îngrădește carnea, cine nu-și îngrădește instinctele primare, va ajunge să îmbătrânească. Și marea problemă este că atunci când îmbătrânești, odată cu trecerea anilor, se amplifică și calitățile și defectele. Calitățile care le ai vor deveni proeminente, mari, iar defectele care le ai nu le vei mai putea ascunde, că devin prea mari. Ce-ți dorești să faci cu viața? A trecut o mare parte din ea, poate cea mai mare parte din ea. Ce vrei să faci cu ce a mai rămas? Poate a mai rămas așa de puțin. Ce îți propui să faci în această seară? Roman, capitolul 8, scrie în versetele 1, 2 și 3 următoarele cuvinte. Legea păcatului și a morții a fost distrusă de legea Duhului de viață. Uitați-vă aici, ăsta este omul duhovnicesc și ăsta e omul firesc. Uitați-vă aici, legea păcatului și a morții. Ăsta este un om slab, el nu poate să țină această scândură la orizontală, pentru că legea păcatului apasă. Uitați-vă aici, nu e omul, e Duhul care îl ține. Și deși legea apasă, legea aceasta a păcatului și a morții a fost învinsă, echilibrată, biruită de legea Duhului de viață care umple inima unui om. De ce Duhul Sfânt dă doar darul oamenilor și nu dă și roadă? De ce dă doar slujbe și lucrări și nu dă și caracter și omenie și sensibilitate și iubire și iertare și bunătate și milă și credincioșie și mai presus de orice, înfrânare. Înfrânare în fața alcoolului, înfrânare în fața poftei, poftă de măgarul altuia, de femeia altuia, de mașina altuia, de banii altuia, de afacerea altuia. De ce astăzi suntem plini de daruri? Unde-i roada? Unde este caracterul? Unde este dragostea? Unde este bunătatea? Uitați-vă, nu vorbesc despre nicio religie, nu vreau să fac nicio comparație, nu-i nici locul, nici timpul potrivit, dar uitați-vă că Biserica lui Dumnezeu astăzi este așezată sub o umbră a mediocrității și a superficialității, a lipsei de dedicare, de excelență și de performanță duhovnicească. Avem predicatori grozavi, avem cântăreți grozavi, avem administratori grozavi, însă una dintre marile probleme care lipsește Bisericii lui Dumnezeu este etica, moralitatea, integritatea și caracterul. Uneori nu știi dacă femeia care trece pe lângă dumneata e soră sau nesoră, nu știi, pentru că așa e îmbrăcată, încă nu mai știi dacă e credincioasă sau nu e credincioasă. Cu asemenea femei, cu asemenea bărbați, nu o să ajungem departe. Am vrut în zilele acestea să vă spun următorul lucru, stimații mei frați și surori. Suntem la o conferință de familie. Eu nu pot avea o soție credincioasă dacă ea ca femeie, eu nu pot avea o soție credincioasă dacă ea ca femeie nu e o femeie credincioasă. O femeie credincioasă este o mamă credincioasă și este o soție credincioasă. Dar dacă ca și femeie nu-i credincioasă, nu-i miloasă, nu are caracter, nu are omenie, nu poate ca soție să aibă. Dacă ca femeie nu se teme de Dumnezeu, nu se poate ca teme de Dumnezeu ca soție sau ca mamă. Că e aceeași ființă, doar rolurile sunt diferite. Rol de persoană, rol de mamă, rol de soție, rol de șoferiță. Dacă e frizeriță, rol de frizeriță. Când cumpără salami, e rol de cumpărător. Dacă vinde, nu știu ce, la prăvălie, e rol de vânzător. Noi jucăm roluri în viață. Acum când mă urc în mașină, sunt șofer. Aici nu conduc, stau în dreapta, sunt pasager. De data asta sunt predicator.
Dumneata ești ascultător, omul ăla e ușier, omul ăla este cameraman, omul ăla e sunetist, omul ăsta e cântăreț, omul ăsta e păstor, astea-s roluri, dar dincolo de roluri toți suntem oameni. El e om, el e om, eu sunt om, ei sunt oameni. Soția mea înainte de a fi soția mea, mama copiilor mei înainte de a fi mama copiilor mei. Șoferița asta care este soția mea, înainte de a fi șoferiță, dar înainte de a fi mamă și soție, ea e o femeie. Dacă ca femeie nu-i credincioasă, nu va fi bună niciunul dintre rolurile vieții ei. Ai un soț care înainte de a-ți fi soț, e un om. Dacă nu-i om, să nu te aștepți să fie soț bun. Pentru că cineva care nu și-a dobândit dreptul de a fi om prin caracter și integritate, va fi un falimentar de soț care se ascunde, care minte, care trăiește în păcat, care e duplicitar și care te minte. Și la fel cu o soție. Sunteți oameni mari. Aveți suficientă experiență a vieții ca să știți că ceea ce spun e adevărat, nu că-s deștept, ci pentru că spun adevărul. E un adevăr pe care și eu l-am văzut trecând prin cei 53 de viață care i-am. Cine nu se teme de Dumnezeu va găsi o mie de moduri să se ascundă de soția lui sau de soțul ei. Dacă nu ți-e frică de Dumnezeu, este suficient ca să-ți faci de cap și să nu afle nimeni o bună bucată de timp. În seara aceasta, dragul meu, aș vrea să încheiem conferința asta de familii cu următorul gând. Vreau o soție mai bună și copii mai buni, vreau o mașină mai nouă, o casă mai mare, vreau un salariu mai mare, vreau o sănătate mai bună, vreau să mor după 90 de ani. Mai în glumă, mai în serios le spun prietenilor mei că eu mor la 117 ani. N-am niciun motiv, așa mi-a trecut prin cap. Toate le vrem mai mari, mai bune, mai grozave, dar eu care vreau excelența de la alții și de la Dumnezeu inclusiv, eu ce fel de om sunt în interiorul sufletului meu, acolo unde nimeni nu are acces decât eu și stăpânul meu ceresc? Ce fel de om sunt eu? M-am îmbrăcat frumos, mi-am pregătit o predică, am venit în fața dumneavoastră, am reușit un pic să vă impresionez, asta este floare la ureche. Dumnezeu mă vede pe mine din cerul cine sunt, dacă-s real sau nu sunt real. În fața lui Dumnezeu nu pot fi ipocrit. În fața lui Dumnezeu nu mă pot da drept altul. Lui Carmen, când mă întorc acasă, pot să-i spun orice. Lui Dumnezeu nu pot să-i spun orice, că El știe adevărul înainte de a mă apuca eu să-i aduc dovezi. Cum îmi pot permite să plec de aici după 53 de ani în care Dumnezeu m-a trecut prin tot felul de experiențe care îmi dovedea sentimentul unui om care moare în păcat, ascuns, ipocrit? Cum pot să mă feresc de Dumnezeu la vârsta asta după ce m-a trecut prin atâtea experiențe în care mi-a dovedit cât de vulnerabilă e viața, cât de fragilă și cât de mare și cât de sfânt este El? Dragi oameni ai lui Dumnezeu, ceea ce ne lipsește nouă este o motivație puternică. Știți când m-am lăsat eu de țigări? Când am avut o motivație suficient de puternică să mă las. Până atunci am zis, asta e ultima, vreo 2-3 ani am zis că e ultima. Dar când a venit o motivație care m-a șocat, aia a fost ultima. Un om a cumpărat, un om bogat, a fost într-un târg și acolo era o persoană care vindea un rățoi și scria pe o hârtie rățoi dansator. Și omul ăsta făcea o grămadă de bani cu rățoiul dansator. Îl punea să danseze și dansa ca un om. Sărea rățoiul și toată lumea se mira și făcea bani cu grămada. Și un om bogat i-a spus, cât vrei pe rățoi? Nu-i de vânzare. Ascultă-mă, omule, îți dau bani de 10 rățoi de avea până când mor, nu ți-ar aduce banii care ți-i dau eu. Și i-a dat bani. Și i-a cumpărat rățoi. S-a dus omul, a chemat toți prietenii din lumea lui și a pus rățoiul acolo și a spus, rățoiule, acum ai timp. Și rățoiul a zis mac-mac și s-a dus încoace și încolo și n-a dansat. Și omul s-a făcut de rușine. L-a căutat pe vânzătorul rățoiului și a spus, ascultă-mă, te bag în pușcărie. De ce? Păi nu dansează. Păi tu l-ai văzut la mine că dansează, ce vine am eu că nu dansează la tine? Omule, ți-am dat o grămadă de bani, spune-mi, te rog frumos, secretul. Dar zice, când l-ai pus jos, pe ce l-ai pus? Păi pe ce era să-l pun? Pe pământ, pe mochetă, pe parchet, pe ce era acolo în locul ăla? Nu, dragul meu, nu l-ai pus unde trebuie. Dar unde trebuie să-l pun? Ascultă-mă. Ia o tablă pe care ai încins-o la maxim
pun-o pe patru pietre ca să nu-ți ardă, să nu-ți ia foc pe ciopui și pune-l pe rățoi acolo. Și rățoiul va țopăi că îl arde la picioare. Și uite așa va face ca să nu se ardă. Rățoiul trebuie motivat. Trebuie motivat. Că dacă îl lași liniștit, nu dansează, doarme. Știi ce spune 1 Corinteni capitolul 11? Cine se judecă singur nu va fi judecat, dar cine este judecat va fi pedepsit. În seara aceasta, dragul meu, aș vrea să te întreb, ești pregătit să te pocăiești singur? Ești pregătit să te judeci singur? Ai atâta conștiință încât în această seară, în fața milei lui Dumnezeu care te-a însoțit de-a lungul vieții, prin câte ai trecut? Cine te-a adus înapoi de la spital? Doctorul a spus că nu mai ai zile. Cine te-a ridicat? Cine te-a scos din datorie? Cine te-a scos din necaz? Poate ai burta desfăcută, poate ai pieptul desfăcut, poate ai o grămadă de operații, poate ai fost în accidente, poate ai crezut că o să te prăpădești. În seara aceasta te chem. Vino înaintea lui Dumnezeu și nu aștepta să te pedepsească. Nu aștepta să spună o tablă încinsă sub picioare. Nu-ți folosește la nimic, că tot aia vei face. Fă-o singur să primești onoarea aceasta. Fă-o singur să primești onoarea aceasta. Nu ești decât un muritor. De 70 de ori pe minut inimioara aceasta îl întreabă prin pulsul ei pe Dumnezeu. Să mai bat? Și Dumnezeu spune da. Să mai bat? Da. Acceptă că într-o zi va spune nu. Și după aceea nu te mai poți pocăi. Ai nevoie să spună Dumnezeu o tablă sub picioare ca să te motiveze? Vrei să ți se să faci explozie la o roată? Vrei să vină un tir și să adoarmă șoferul din sens invers? Vrei să primești un telefon că s-a întâmplat cu cineva din casa dumitale ceva și s-a rupt filmul? Vrei să se întâmple lucrul ăsta? Ai nevoie de o pedeapsă care să te oblige să faci ceea ce ar trebui să faci din iubire? Acolo unde ești, judecă, gândește și ia o decizie. Știi de ce te cheamă Dumnezeu? Să te îmbrățișeze, să te ierte, să te mântuiască, să te binecuvinteze, să șteargă orice păcat ca și cum n-ai fi făcut niciunul, să scrie numele în cartea vieții, va intra în Sfânta Sfintelor și cu palma aceasta care are cicatricea, va șterge vinovat și va scrie iertat în numele meu. Și vei merge în împărăția lui Dumnezeu și vei fi alături de Pavel, de Petru și de mari oameni ai lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragul meu prieten, aș vrea să facem un moment de rugăciune în care să ne rugăm pentru cei care, asemenea mie, cu 32-33 de ani în urmă, am fost chemat de pastorul Trandafir Sandru într-o seară în care am intrat în Biserica Sebastian, pentru că mătușa mea mi-a vorbit de Dumnezeu. Și m-am așezat acolo și am ascultat încremenit predica. Iar la sfârșit mi s-a părut așa de logic, mi s-a părut așa de necesar, mi s-a părut așa de simplu, mi s-a părut atât de urgent, încât pur și simplu am țâșnit în picioare, am ieșit în față și acolo m-am întâlnit cu cel alături de care am stat cu spatele 21 de ani. În seara aceasta, dragul meu prieten, deși nu o să insist mult, pentru că pe dumneata mai tare te doare burta de dumneata decât de mine și mai tare te iubești dumneata pe dumneata decât te iubesc eu, în seara aceasta te rog să vii aici în față, pentru că vreau să spun o rugăciune pentru dumneata. Vreau să-ți găsești liniștea și pacea. Vreau să pleci de aici un om iertat, un om eliberat. Iar dacă ești un fiu risipitor, acum este timpul potrivit. Dacă nu te-ai pocăit niciodată, acum este timpul potrivit. Dacă te-ai pocăit, ai căzut și acum îți vorbește Dumnezeu, acum este timpul potrivit. Dacă crezi că este timpul potrivit, acum este timpul potrivit. Stimată adunare, haide să ne ridicăm în picioare. Haide să cântăm în cinstea Domnului una, două, trei strofe. Să vorbim despre Domnul, despre cruce, despre sânge, despre iertare. Să vorbim despre Cel care a murit pentru noi. Oamenii lui Dumnezeu, stimați prieteni, puteți să faceți ce vreți cu viața dumneavoastră. Nu mai aveți mult ca să faceți ce vreți cu viața dumneavoastră. Însă în seara aceasta eu vă chem în cel mai potrivit loc în care ați fost vreodată, la picioarele Celui care ne-a creat, Celui care ne-a zămislit din pământ și ne-a dat forma asta așa de minunată. Vă chem aici să stați înaintea Domnului pentru iertare. Dacă mai este cineva în sală, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, să vină acum, să vină aici în numele Domnului.
să vină ca să ne putem ruga, să primească iertare și mântuire. Omule, înțeleg faptul că ai trăit în păcat, n-ai știut, n-ai putut, dar în această seară Dumnezeu te cheamă ca să te ierte. Ce nu poți, ce nu știi, te invit să vii pentru ca să-ți mântuiești sufletul. Ai auzit de dealul Golgota? Și pentru tine, dragul meu. Ai auzit de Iisus, Fiul lui Dumnezeu? Și pentru tine, la Golgota. Știi că s-a întrupat printr-o fată fecioară? Știi că El a murit ca în seara asta să poți veni în fața lui Dumnezeu? O vino azi, o vino azi. Cum poți să întorci spatele acestei iubiri? Te cheamă azi o voce. Ce fel de om ești de fugi de adevărul care te caută? Încă mai este loc la cruce. Uite-te la palmele străpunse, sunt gata să te îmbrățișeze. O vino azi, o vino azi. Omule, Hristos este viața și adevărul. O vino azi, o vino azi. El este singurul care îți poate ierta păcatele. Azi, te cheamă azi, o voce. Astăzi este ziua mea și ziua dumii tale. Încă mai este loc la cruce. Vino în această seară aici să ne întâlnim cu El. O vino azi, o vino azi. Și să restaureze viața noastră. Mai e timp de amânare. Aseară afară e întuneric și moarte. Căpește-te al micului. N-ai nicio șansă, omule. E poate ultima mare. Aici este Mesia, unsul Fiul lui Dumnezeu. Întoarce-te la Dumnezeu. A trebuit să moară ca să te poată chema, pentru că a murit în locul dumii tale. Vino în timpul acestei cântări ca să ne rugăm pentru dumneata. Te cheamă azi o voce dulce. Încă mai este loc la cruce. O vino azi, o vino azi. O vino azi, o vino azi. Este loc la cruce. O vino azi, o vino azi. Astăzi am fost cu frații păstori puțin în oraș și cu un grup de frați care ne-au însoțit cu dragostea lor. Un bărbat tânăr a venit la mine și mi-a spus: vreau să spun ceva ca să te bucuri. Eu sunt din Toflea ca toți oamenii aceștia. Tu în 2008 ai venit în Toflea și ai predicat Evanghelia. Și în timp ce predica Evanghelia ai început să faci chemare și în momentul în care făceai chemare, eu care aveam telefonul deschis, am primit un telefon sau un text message, nu mai n-am înțeles bine, nu-mi rețin amănuntul, de la niște prieteni care de două ori m-au chemat ca să merg și să beau cu ei. Eu făceam lucrul ăsta în mod obișnuit, era plăcerea mea, trăiam pentru treaba asta. Și de obicei, într-o clipă ajungeam acolo ori de câte ori mă chemau. Și în seara aceea, tu ai spus să vină oamenii la Iisus. Și eu am avut experiența să vin, dar pur și simplu nu călcam pe pământ. Când s-a terminat adunarea, am întrebat-o pe mama: mamă, tu ce ai văzut, cum ai văzut? Călcam sau zburam? Pentru că mie mi s-a părut că nu calc, nu pășesc, pur și simplu pluteam. Și când am ajuns la tine, tu mi-ai spus următorul lucru: este bine că în seara asta ai venit la Domnul. Nu reușesc să reproduc cuvintele lui, dar vă spun ideea. Este bine că în seara asta ai venit la Domnul și că ai refuzat alcoolul, pentru că de două ori ai fost ispitit să faci asta în seara asta. Eu nu țin minte ce mi-a spus el, n-am de unde să mai țin minte.
Dar el mi-a spus, Dumnezeu mi-a vorbit în seara aceea și a fost o profeție pentru mine. Dragul meu prieten, ești un muritor candidat la moarte. Indiferent dacă mănânci salată sau carne de porc, într-o zi vei muri. Indiferent dacă mănânci seara după ora 6 sau mănânci seara după ora 11 noaptea, într-o zi vei muri. Nu spun că e tot una, nu-i treaba mea, nu-s medic. Vreau numai să spun că ești un candidat la moarte. Însă după moarte urmează moartea veșnică sau viața. Eu te chem în această seară să vii aici ca să primești iertarea de păcat. Și dacă mai este cineva care vrea să-și dea viața în mâna Domnului, nu vreau să lungim prea mult timpul acesta, dar dacă mai este cineva, să nu plece nimeni acasă în moarte, că nu are nimic de câștigat. În seara aceasta sunteți în fața Lui care v-a creat, care a murit la Golgota și care vă iartă păcatele cu sângele Lui. Cartea aceasta pe care n-a putut să o distrugă nimeni este martoră a acestor adevăruri. La vârsta la care sunteți astăzi, Duhul Sfânt v-a convins să vă căiți, să credeți și să veniți să primiți mântuirea. Scumpii mei, stimați Domn și stimată Doamnă, în seara asta primiți prin credință și prin pocăință mântuirea în numele Lui Iisus Hristos din Nazaret, pentru că a promis și pentru că așa va fi. Tată care ești în ceruri, în această seară, aici în sala aceasta din Londra, la marginea lumii, ne-am oprit înaintea Ta și am deschis cartea și am reafirmat adevărurile pe care le-au afirmat apostolii pe care Tu i-ai trimis în lume și am vorbit despre dragostea Ta și despre păcatul oamenilor. Duhul Tău a convins aceste trei persoane ca să vină aici în fața locului, să vină la cruce, să vină plângând, să vină cu căință, să vină regretând și plin de remușcări și să primească de la Tine iertarea și mântuirea, să le ierți păcatele, să le vindeci bolile, să le scrii numele în cartea vieții, să-i înfiezi și să-i faci parte din împărăția Ta. În autoritatea lui Iisus, mă rog, împreună cu pastorii de aici, cu lucrătorii și cu întreaga adunare, Doamne, adu-ți aminte de făgăduința pe care ai făcut-o și în puterea sângelui Tău, eliberează-i de orice păcat, de orice vinovăție, de orice legătură, rupe, Doamne, orice legătură, distruge, Doamne, orice păcat, șterge-l, aruncă-le în marea uitării, după cum ai promis în cartea pe care o citim cu credință, Doamne, care este cuvântul Tău pentru inima noastră. Doamne, mântuiește-le sufletele, albește-le haina, binecuvintează-i și așează-i sub autoritatea Ta, scoate-i de sub blestemul păcatului, în numele Lui Iisus Hristos, Tată. Eliberează-i de orice apăsare, de orice domnie a stării de păcat, a obiceiurilor păcătoase. Vindecă-i de orice boli, de orice durere, de orice legătură și în numele Lui Iisus fă-i copiii Tăi. Așează domnia Ta peste ei, așează puterea sângelui Tău peste ei. Garda Ta de îngeri pune-i de jur împrejurul lor și autoritatea Ta, numele Tău și Duhul Tău să fie în inima lor. Condu-i în continuare să crească, să învețe mai mult despre Tine și să săvârșească lucrările copiilor lui Dumnezeu și mila Ta să rămână peste ei, peste casele lor, peste toți pe care ei îi au și peste viitorul lor. Îi încredințăm în mâna Ta, în mâna aceea unde este protecție deplină, unde este doar binecuvântare, dulceață, milă, har și iertare. În mâna aceea unde-s copiii Tăi, încredințăm și pe ei și îți mulțumim că i-ai cucerit, îți mulțumim că i-ai iertat, că i-ai îmbrățișat și astăzi sunt copiii Tăi prin credința pe care o au în Tine și prin căința de care se dezleagă de trecutul lor păcătos. În numele Domnului îți mulțumim pentru lucrarea de slavă, de glorie și de putere și cu adunarea aceasta ridicată în picioare în semn de respect înaintea Ta, spunem, lăudat să fie Domnul. Amin.